Fie binecuvântat numele Domnului și pentru dimineața aceasta că am putut veni la adunare, că cei doi miri s-au putut prezenta în casa Domnului și fie harul Domnului peste ei și peste noi toți. Amin. Amin. Proverbe 31 începe astfel. Cuvintele împăratului Lemuel. Dar el n-a vrut să-și pretindă aceste cuvinte ca fiind ale lui și a spus adevărul. Că e vorba de învățătura pe care o dădea mamă sa. Păstrând expresia de aici, învățătura, punem azi un titlu. Învățătura familiei de azi pentru familia de mâine. Să zicem că pe ei cunosc mai bine. Învățătura familiei Leahu, Cornel și Rozalia, pentru familia de mâine, Beniamin și Laura. Și asta valabil pentru noi toți, ca părinți, cu privire la copiii noștri. Ce îmi place să observ aici, că este foarte important ce părere au părinții despre viața de familie. Asta se transmite și dacă nu verbal, prin comportament asupra copiilor lor. Dacă vei crește într-o familie care are părere bună despre viața de familie, vei privi cu admirație, cu așteptări la ceea ce urmează. Dar dacă, de exemplu, ai auzit pe mama spunând că femeile se exteriorizează mai repede, așa-s toți bărbații, dă-le pace. Cu ce sentiment va aștepta acea fată să vină un pețitor? Și ăsta o fi ca toți bărbați. Da, fi și căsătoria un rău necesar. Dar dacă mama vorbește cu apreciere, în primul rând, despre soțul ei, despre ceea ce se poate trăi la nivel de familie, amprentată de aceasta. E valabil și în partea cealaltă. Dacă bărbatul va spune ce valoare este în soția mea, eu pot să mărturisesc unul, Anca Iosif, că făcând un calcul în viață, mult m-a înnobilat pe mine scumpa mea soție. Aș fi fost mult mai sărac peste fără anii care am petrecut împreună. Asta din toate punctele de vedere. E foarte important, nu doar așa să avem o părere pozitivă, ci realist, la ceea ce a gândit Dumnezeu. De asemenea, este foarte important ca să vorbim cu copiii noștri despre viața de familie. Am întâlnit la consiliere când vorbim cu cei doi, nu în cazul acesta, n-am vorbit eu cu ei, tineri care, răspunzând întrebării dacă tata și mama au vorbit cu ei despre toate aspectele vieții de familie, a zis, nu, și mi-e teamă să întreb. Acest împărat își amintea că mama s-a vorbit cu el despre viața de familie. Și Solomon își amintea, scrie în Proverbe 4, despre învățăturile care le dădea tatăl său. Da, sunt și copii care fac probleme. Nu toți părinții au reușit întru totul. Dar eu vorbesc despre ceea ce ar trebui să fie, nu neapărat despre ceea ce noi am reușit sau n-am reușit. Foarte important asta. Să ne dea bunul Dumnezeu har și înțelepciune în a ne învăța copiii despre viața de familie. N-a le spune în ce privește comportamentul dintre ei, rostul vieții, pentru ce a gândit Dumnezeu familia, ce e aceasta? Mai cu seamă acum când mentalitatea vremii noastre se luptă fățiș împotriva familiei, să o descompună, să-i împrăștie. Dumnezeu să ne cerceteze familia cu gânduri nobile despre viața de familie. Apoi, ce îmi place din nou aici,
că mama asta avea un băiat. Și începe nu în a vorbi despre cum trebuie să fie nora, ci cum trebuie să fie el. Ce bine ar fi fiecare să-l instruiască pe a lor. Mi-amintesc că m-a sunat o soră în postura de soacră. Nu-i cunosc. Și a zis, frate, te rog să vorbești cu ginerile meu, că uite, se poartă așa, 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 cu fata mea. N-am avut ocazie să vorbesc. Iar m-a sunat. Mi-a spus tot ce aveam de spus, vă dați seama. Eu trebuia să fiu doar purtător de cuvânt. Dar parcă obosit oarecum și... Să nu zic altfel, i-am zis, soră, știți că de atunci mi-a zis, eu n-am apucat să vorbesc cu ginerile. Dar tu apuci să vorbești cu fata ta. Poate că trebuie vorbi ceva și cu ea. Mi-ai spus de el atâtea minusuri. În dreptul fetei tale n-ai spus niciun minus. Atunci dă-mi voie să te întreb, cum navegea Dumnezeu ca la o fată, fără nicio greșeală, să-i dea un soț cu atâtea greșeli? Așa e că ceva nu sună normal. I-a spus întâi cum să fie el și apoi să se aștepte sau la ce să caute în dreptul unei fete. Da, hai să intrăm în conținutul învățăturii familiei de azi pentru familia de mâine. Văd în cele scrise în acest capitol învățături în primul rând legate de comportament, de caracter. Și apoi nu lipsesc nici învățăturile legate de viața pământească, de nevoile fizice, de muncă. Hai să identificăm câteva noțiuni aici. Versetul 3. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Versetul 30. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. I-a spus această mamă fiului ei despre valoarea curăției morale. I-a spus, dragul mami, fii atent că femeile te vor ispiti. Și s-ar putea să-ți pierzi tronul pentru asta. Și au fost mulți care au pierdut mult. Slujiri sfinte, poziții sociale, unii chiar mântuirea. Aș vrea să vă amintesc întreagă fără să citesc despre David. A fost un om deosebit. Dar odată o femeie dezbrăcată ea furat privirea și inima. Așa e că a trebuit să plece de la palat, desculț și plângând. Oare gândindu-se și la acel episod a scris aici? Valoarea curăției morale. Și iar spun că trăim într-o lume în care ispitele sunt multiple, dat fiind lumea virtuală, provocările din jur. Și e valabil și pentru femei, că ispitirile sunt din toate părți. Nu-ți da femeilor vlaga. E ceva ce ai și poți să pierzi cu tron cu tot. Ca bietul Irod, care pentru o destrăbălată a zis că dă jumătate din părăție, a părut rău după aceea. Da, n-are el tărie de caracter să revină, să se smerească. Dumnezeu să aibă milă de noi. O a doua, să o numim trăsătură de caracter, cum vreți, calitate, versetul 4 și 5. Nu se cade împăraților le mile, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umbli după băuturi tare, că nu cumva, dacă vorbea, să uite legea, să calce dreptul tuturor cei nenorociți. Luciditatea gândirii. I-a spus, dacă bei, mintea nu mai este la fel de limpede.
Dar mintea poate fi afectată nu doar prin băutură, prin ceea ce vizualizezi, atunci nu erau filme, prin șoaptele care le auzi. O, ce har să ai o minte care gândește corect, care nu este influențată. Și dacă Dumnezeu ne-a dat harul și avem mintea întreagă, să rugăm să ne-o și păstreze. Și cum zice Proverbe, capitolul 4, păstrează-ți inima, e vorba de minte, mai mult decât orice. Din ea ies izvoarele vieții. De acolo pleacă ideile directoare, cuvintele care le exprimăm, acțiunile ce le întreprindem, mintea. Eu cred că Solomon a făcut anumite greșeli, chiar în raport cu femeile și mai târziu ce scrie spre sfârșitul vieții, că a nedreptățit poporul, pentru că și-a permis să bea. Asta recunoaște el, citesc că e aceea aproape, Eclesiastul 2:3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima va cârmui cu înțelepciune, numai că nu merge și cu vin și cu înțelepciune. Și am mai auzit pe aici pe acolo că unii își mai permit să bea. Poate nu m-am ust. Numai că nu ia nimeni probe cât s-a acrit. Și uite așa, încet. Și sunt, cum spuneam, mai multe ispitiri la nivel de minte. O a treia calitate care o văd necesară să fie învățată, citesc de la versetul 8, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți, deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit, pe cel lipsit. Datoria înfăptuirii dreptății. De la nedreptăți la copiii care se joacă, până la nedreptăți cu rudenile, sau alte nedreptăți la piață, tranzacții. De la a nu lua apărarea unuia care este în dezavantaj, într-un fel sau altul, care e nedreptățit. Și până la mărturii vinovate în instanță, toate acestea trebuie să ne aducă aminte ce spune Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Știți care e prima pe listă acolo? Să faci dreptate. Că scrie în Proverbe, în capitolul 21:3, a face dreptate și judecate este mai plăcut Domnului decât jertfele. Poate în mintea noastră considerăm că apreciază Dumnezeu o binefacere, o sumă dată în numele Domnului. Dar dacă nu suntem drepți și tăcem așa, sau e ideal nostru, nu? Dumnezeu nu poate trece peste asta. Rămâne ca să o îndrepte El la judecată, poate aici sau numai acolo. Dar noi ne facem vinovați. Așa frumos scrie despre David, nu vă spun, ne temă pentru acasă la copiii care sunt pe aici să caute în Biblie unde scrie asta. David făcea dreptate la tot poporul, mare lucru. Avea mult și nu știu dacă mai erau evrei atât de reclamați ca pe vremea lui Moise, că stătea de dimineața până seara să-i împace, dar cu siguranță că au apărut probleme. Se ruga Solomon în tinerețe, Doamne, dă-mi înțelepciune, știți pe ce motiv? Să pot judeca cu dreptate, mare lucru. Scrie în Proverbe, frații nedreptățiți sunt mai greu de cucerit decât o cetate întărită. Să fii drept, să nu înșeli, să nu fraudezi în vreun fel așa. Că noi știm să punem problema ca să pară cum vrem noi. Da, nu-i corect. Mai departe. Astea oarecum se erau amintite pentru bărbați, dar sunt valabile în mod reciproc. Poate celelalte sună mai mult pentru femei, dar sunt valabile și pentru bărbați. Versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită este mai de preț decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea. Ascultați-mă cum definesc asta. Dorința primordială de a avea un soț sau o soție de încredere. Cine poate găsi? E pe primul loc, dacă vreți.
E o căutare. Să ai încredere că celălalt, nu doar că te trădează cu alt bărbat sau cu altă femeie, asta e deja în Efeseni 5 și nu ar trebui pomenit între noi. Dar așa să nu te mintă, nici dacă e vorba de 2 lei, cu asta n-am spus să cer socoteală până la ultimii 2 lei. E josnic. Eu am spus soției când m-am căsătorit și am spus și copiilor când s-au căsătorit. Eu în viața mea bani măruți nu număr. Dacă îmi cumpărați ceva de bani măruți, nu vă dau bani. Dacă vă cumpăr, să nu mă întrebați. De ce? M-au întrebat copiii, noror. Zic, în copilăria mea am văzut oameni care s-au certat că se făcea socoteală când veneau de la cumpărături și nu ieșeau 2 lei, 3 lei, 5 lei și am luat legământ, jurământ dacă vreți, că în viața mea bani măruți nu număr, cel puțin de la asta să nu mă cert. Nu să-și ceară cineva socoteală, să-ți pretinzi tu această corectitudine. Să te întorci la magazin, să spui că ți-a dat mai mult, greșezi gestionare din grabă. Să spui, dragă, am zis vorba aia, dar să știi că totuși nu e așa. Spunea dat o soție, într-o anumită chestiune, nu-i de spus de la anvon, i-am spus soțului de câțiva ani într-un anume fel. Dar nu mă simt bine să-i mai spun așa, că nu e în avantajul meu, nici a familiei. Dar când o să-i spun, cum să-i spun, ce va zice că de atâția ani am spus altfel? E greu, nu? Dorința primordială de a avea încredere în celălalt. Nu să-l chestionezi. N-are ce căuta gelozia în viața de familie. Că dacă vrea cineva să ascundă, tot să ascunde. Și dacă vrea să minte, tot minte, nu? Asta e o trudă, cum se spune, vânătoare de vrăjitoare. Nu-i cazul. O altă calitate. Care e mai frumoasă? Că e una mai frumoasă ca alta. Versetul 12. Ei face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Și am urmărit în altă traducere, zice, ea caută toată viața binele bărbatului. Apoi bărbatul nu are decât să o întreacă. Să caute binele ei. Că nu e mare minune să știi să te învârți, să te descurci pentru tine. E ceva de valoare în viața de familie să poți face ceva pentru celălalt. Și ce exemplu mai bun aș putea să vă dau decât pe Sara, când vine să zic că nici Petru n-a găsit alt exemplu mai clar în Scriptură. Scrie în 1 Epistolă, capitolul 3, versetul 6, ca Sara, fiicele ei va să cu voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Binele pe care îl faci, care e adevărat bine, nu-i determinat de ce a fost și de ce urmează. El trebuie să izvorească din caracterul tău. Că avem de-a face cu un Dumnezeu prea bun, binecuvântat să-i fie numele. Și a zis Domnul Iisus că El e bun și cu cei buni și cu cei răi. Asta nu o fi valabil și în cazul familiei. Deci dacă vreodată Beni uită să fie bun? Eu îi doresc să nu uit. Și am numit calitatea asta gustul zilnic al bunătății. Căci cât e un bine, fac toți. Dar spuneți-mi, vă rog, cum este să iei o prăjitură așa dulce, următoarea, să fie cu ardei iute. Apoi următoarea când o gustă dulce, mai e dulce sau rămâne gustul ăsta? Mai gustul de la prăjitura dulce nu anulează ardeiul, dar gustul de la ardei rămâne la următoarea prăjitură și nu e mai dulce. Dreptul? Așa e în viață, când așa îți pestrițe zilele. Azi îi face bine, dar mâine e altă zodie. Nu, ceva nu e în regulă. Ei face bine și nu rău în toate zilele vieții, că nu-s multe. Nu mai trăim 1000 de ani, așa-i? Doamne, umple-ne Tu de bunătate, că în roada Duhului Sfânt îți două acolo. E și bunătate ca atitudine a minții și facere de bine ca și acțiune practică. Apoi dacă e bunătate și nu-i facere de bine, cum? Mai sunt unii care spun ciudățenia. Eu sunt rău de gură, dar bun de inimă, taci.
Nu te crede nimeni. Cel puțin cei din casă nu te pot crede că te cunosc. Gustul zilnic al bunătății. Să nu se schimbe gustul în familie. Și un ultim aspect aici, din aspectele de caracter, de suflet, versetul 26, a deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limbă plăcerea convorbirilor înțelepte. Spunea cineva, așa îmi place să stau de vorbă cu oameni care au un vocabular elevat, fraze frumos elaborate, să auzi așa o românească clară, fără greșeli, fără pleonasme, fără regionalisme și să fie așa o gândire. Da, e bine. Dar când ai de-a face cu o înțelepciune sfântă, nu cu filozofii care te poartă de învârtit, te-a învârtit, dar încotro. Nu intru în detalii. În 2 împărați 4 este o femeie din Sunem, nici nu știm cum o cheamă. I-a propus bărbatului să facă o mansardă pentru Elisei. Când s-a îmbolnăvit copilul, i-a zis, trimite-mi, te rog, o slugă. Mă duc până la omul lui Dumnezeu. El îi spune, dar acum nu-i zi de slujbă, nu-i sărbătoare, nu-i lună nouă. Știți ce i-a spus ea? Fii pe pace. Alt dialog când ajunge la proroc. Păi ce cu minte femeia asta. Da, sunt femei cu minți, apoi dacă bărbații sunt mai prejos, nu se poate. Foarte important să fie convorbirile astea plăcute în familie, nu doar cu musafiri, numai la magazin, numai în afară. E ceva dezgustător. Te duci la magazin, toată lumea te servește, te duci într-o mijloc de transport, te sună cineva, poliție, și vii acasă, spune, da, băi, ai venit, ai întârziat, băi, făi. Să vine, se întoarce apoi pe stradă. Cel puțin se vorbește mai frumos, știi? Nu știu cât îți de sincer, dar cel puțin sunt învățați. Spunea un tânăr, am vorbit cu o funcționară de la bancă, vedeți că acum multe sunt online. Ce, cu câtă bunăvoință mi-a vorbit, și când venea să întreb de nu cumva nu-i măritată și pocăită. Da. Și când te gândești cu ce cuvinte se începe relația asta de familie. Cum zice o vorbă înțeleaptă, că unii au început cu fir de mătasă și continuă cu rafie. A, bă, ce-o ieși acolo? Unii se pune în prețul și eticheta pe mătasă sau pe rafie? Da, nu uit să precizez că viața presupune și activități fizice, materiale și le numesc pe astea o administrare înțeleaptă a tuturor resurselor. O administrare înțeleaptă a tuturor resurselor. Și aici nu vreau să insist. Doar așa enumăr întreagă ce-mi vine. Se scoală dimineața, să înseamnă că folosește resursele zilei. Cine se scoală dimineața are ziua lungă. Versetul 16. Se gândește înainte de a face o investiție, cumpărături. Împarte lucrul, veghează asupra celor ce se petrec în casă, are în vedere anotimpurile, vine iarna, da, uneori sunt venituri mari și cheltuieli mari, rezultatul se numește profit sau pierdere. Și nu se vede chiar de la nuntă cu ce mai rămân. Da, hai să admitem că viața apoi contează. Da. Și se observă uneori
cumpărături, așa, mă refer la haine sau neapărat o mașină, știu eu, de lux, timp irosit, și apoi plângeri că nu este, imputări reciproce. Și în privința asta, spune Scriptura foarte clar, 1 Corinteni 7, că dacă s-a măritat băiatul sau fata, trebuie să țină cont de lucrurile lumii acesteia. Și în 1 Timotei 5 scrie că dacă se mărite și să fie gospodină la casa ei și fiecare să... Vorba lui Iacov, când am să muncești și pentru casa mea? Nu-i admis să se căsătorească cine nu-i harnic, cine nu se poate administra. Va fi un eșec. Da, nu mai spun mai multe, că dumneavoastră sunteți oameni gospodari și dea bunul Dumnezeu și buni administratori. Doar un aspect mai spun. Văd aici raporturi foarte corecte fiii ei, pe lung care vorbesc despre mama, ce spune bărbatul, cum îl privește ea pe el, raportarea față de cei din cetate. În traducerea noastră scrie: bărbatul este bine văzut la porți. În altă traducere zice: ea face ca bărbatul să fie bine văzut. Ea îl propulsează prin ceea ce lucrează ea în casa ei. E mare lucru să ai relații bune cu toți, în interiorul familiei, în cadrul rudenilor, cu ceilalți. Ce spunea femeia aceea din Sunem când a întrebat-o Elisei și Ghehazi? Ce putem face pentru tine? Vrei să punem o vorbă bună la împărat, la căpetenie oștirii? Ce a spus ea? Eu mă înțeleg cu toți bine, n-am probleme. Mare lucru. Să nu faci tulburare în casă și să n-aduci tulburarea din afară în interiorul casei. Și se poate. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Nu mai recapitulez. Amănuntele. Spun doar că viața de familie se învață în familie și trebuie să începem cu al nostru, cu cele sufletești, apoi cu cele materiale. Și ascultați-mă ce vă spun la încheiere. Pe uneori după o predică mi s-a întâmplat să mă întrebe cineva că eu am văzut omul care l-am prezentat, l-am văzut undeva. Sau astfel de familie, am întâlnit undeva. Dacă nu ne propunem, nu avem nicio șansă. Dar nu vom fi neapărat de nota 10. Dar vreau să vă spun în încheiere, cine poate să fie așa? Și vă spun din text. Vers 30. Femeia care se teme de Domnul. Dacă vrem să fim o astfel de familie, totul depinde de relația noastră cu Domnul, de frica de Domnul ce o avem, de evlavia noastră, în 1 Timotei 4:8, căci evlavia este folositoare în orice privință. Ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Nu există șanse pentru familia care nu ține cont întru totul de Dumnezeu. N-are nicio șansă bărbatul să fie cu adevărat exemplu dacă pentru el nu contează mai întâi ce zice Dumnezeu, dacă nu e conștient că îl vede Dumnezeu, că îl răsplătește Dumnezeu. Stimate surori, soră mireasă, dacă vrei să fii o astfel de femeie, să fii tot timpul nu doar cu un ochi în jur, nu doar gândindu-te la tine, ci privind și gândindu-te la Domnul. Cum zice Psalmul 27, de ce vroia David să locuiască în casa Domnului? Știți? Aș vrea să privesc la frumusețea Domnului. Și scrie Pavel la 2 Corinteni 3 că noi suntem privind spre Domnul, suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă. Când final Dumnezeu vrea ca să fim toți asemenea chipului Fiului Său. Cum a reușit Fiul Său, cel întâi născut, să fie ca Tatăl? A ținut cont întru totul de Tatăl. A zis, nu-mi permit să fac ceva fără Tatăl. Doamne, ajută-ne privind la Tine să trăim în așa fel încât să privești cu drag la noi și Dumnezeu să binecuvânteze familia de azi și toate familiile. Amin.